Dacă ajungeți pe litoralul nostru, veți întâlni bucătari din Siria, ospătari din Iran și cameriste din Etiopia. Forțați să găsească o soluție, șefii hotelurilor și restaurantelor au angajat refugiați, în timp ce românii calificați preferă să muncească în alte țări pentru salarii mai bune. Pentru criza de personal din întreg sectorul turistic, autoritățile au doar planuri fără termene concrete. La acest restaurant de pe plaja din Mamaia lucrează 9 refugiați din Iran și Siria. Au fost angajați după ce au obținut permisul de ședere în România. Mustafa este ajutor de bucătar. Bagă pizza în cuptor. Ia, da. De unde ești? Siria. Ești refugiat? Da. Și cum e să lucrezi pe litoral? E ușor, e bine. Ce făceai în Siria? Tot meseria mea, bucătar. Îmi place mâncare, să plăcătesc și... ei bine. Străinii primesc 3 mese pe zi, au cazare asigurată și sunt plătiți la fel ca românii. Oricine vrea să lucreze aici are de muncă. Am niște prieteni români care spun că în România nu se găsește de muncă și că nu poți trăi în România. Nu, în România totul este normal. E nevoie de oameni pe litoral. Luăm oricum, îi învățăm, îi formăm și mergem la drum pentru 3 luni, ce să zic. Într-un complex hotelier din Mamaia am găsit 20 de lucrători din Etiopia și vor mai sosi 30 peste câteva zile. Nu primești des o astfel de oportunitate să lucrezi într-un asemenea hotel, iar când primești o șansă nu te gândești de două ori. Când eram în Etiopia, lucram ca asistent în marketing și am și o diplomă în marketing. Avem angajați mai ales pe partea de bucătărie din Liban, din Siria, din Egipt. Ca și salariu diferă, este undeva între 350 de euro și 550 de euro în funcție de calificarea pe care o au. În fața lipsei de personal, autoritățile promit școli speciale unde să fie pregătiți viitorii angajați din turism. Dar nu precizează și când vor începe acestea să funcționeze. Am semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Educației, prin care o să facem 2 centre de excelență. Cum vom vedea acest centru de excelență? Și cum va funcționa? Câteva detalii. Aveți un pic de răbdare, lucrăm la proiect. Deficitul de angajați afectează și calitatea serviciilor. Din ce în ce mai rău. Nu e nicio îmbunătățire. Potrivit Institutului Național de Statistică, anul trecut industria hotelieră și a serviciilor de alimentație publică oferea cele mai mici salarii din România. În aceste domenii, venitul net lunar a fost de puțin peste 1500 de lei. Pe litoralul românesc sunt vacante peste 5000 de locuri de muncă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.